Elena Caliman este o tânără designer din Moldova și a făcut studiile într-o universitate italiană cu sediul la Londra, iar anterior a absolvit o școală de arte în Țara Galilor. Studiile au fost foarte intensive. Ce e vorba de design, într-adevăr ne-a învățat să ne uităm în afara cutiei, spunem așa. Deci să facem interioarele după necesitatea clienților. Fac sport, le place arta, le place, nu știu, să se uită la filme, toate detaliile astea care cred că la un moment dat ar putea să mă ajute. De 4 ani, Elena Caliman face freelancing. În majoritate, clienții ei sunt din Moldova. Suntem în anii în care e nevoie să casa să te reprezinte foarte mult și, într-adevăr, să fie foarte, la maxim, eficientă. Cu cât mai mult e eficientă casa, cu atât mai bine persoana își trăiește viața. Oamenii au început să vadă interioarele diferit și au început să înțeleagă, la un moment dat, cât de important poate fi asta pentru o viață fericită, sănătoasă. Tânăra ține pasul cu tendințele actuale, iar asta se poate vedea și din proiectele pe care le realizează. Pot să le caracterizez ca curate și bine aranjate. E foarte important să ai o bază bună, adică să ai grijă de ca multe lucruri să nu-ți bată la ochi. Prefer să fac asta cu accesoriile. Accesoriile sunt lucrurile care pot să le schimb. Le schimbă după dorința clienților. Dar ca o medie, mare parte e albul, care arată foarte bine oriunde. Bej, sur, cam pe acolo. Pe lângă faptul că încerc să mă informez la maxim de toate inovațiile care apar pe piață, încerc să călătoresc cât de des posibil. Atunci când o persoană este într-un loc necunoscut, el sau ea este mult mai atent la detalii. Ceea ce e foarte important pentru un designer, să fie foarte atent la o mulțime de detalii. Aș vrea să fac un curs mai avansat de lumini, pentru că într-un interior luminile fac foarte mult. Și este ceva care aș vrea să se dezvolte mai mult, spunem, la noi sau în partea noastră a Europei. Aș vrea foarte mult să fac un internship la India Mahdavi. E un designer care mă inspiră foarte mult. Ea este persoana care face interioare foarte diferite, parcă sunt din poveste. Pe lângă design, Elena duce un stil de viață dulce, motiv pentru care am hotărât să aflăm mai multe despre această pasiune. Nu pot spune că fac asta în fiecare zi, dar în medie, o dată de două ori pe săptămână, sunt dulciuri noi acasă. Numai decât. Sau în felicitările prietenilor. În prezent, Elena se dedică în totalitate jobului său, însă și-ar dori cândva să-și deschidă propria patiserie. Urmăresc o mulțime de și reviste și blogger care gătesc. Mă inspiră foarte mult patiseria franceză, dar îmi dau seama că probabil asta nu e exact ceea ce aș vrea eu să fac. Eu prefer dulciuri mai, un pic mai simple, probabil. Nu știu, le numesc mai honest, mai cinstite. Pasiunea pentru dulciuri vine încă de când era mică și crede că este ceva care se trage din familie. Pentru o rețetă de succes este nevoie de... Bună dispoziție, cred că, în mare parte. În rest, nu știu, cred că dragoste pentru dulce. Chiar sunt de părere că toți pot să facă asta, mai ales că am văzut asta în familia mea. Elena a făcut mii de cupcake-uri pentru prietenii săi și le adaptează pentru gusturile fiecăruia în parte. Am încercat să fac, m-a rugat o prietenă, să fac cupcake-uri cu șampanie. Norocul meu că am mai mulți prieteni care sunt super fericiți că le aduc dulciurile astea. S-au făcut mai multe cercetări. Spune că la momentul în care mănânc ceva dulce, elimin hormonul fericirii. Și din cauza asta sunt ferm convinsă că e nevoie mare de dulciuri.